La 40 de zile după Crăciun, pe 2 februarie, creștinii ortodoxi și catolicii sărbătoresc întâmpinarea Domnului. Aceasta simbolizează întâmpinarea pruncului Iisus la templu la 40 de zile de la naștere. Pe 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, este prăznuită întâmpinarea Domnului. Mântuitorul este dus la templu de Fecioara Maria și Iosif pentru împlinirea legii, care prevedea ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie adus spre închinare lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naștere. Sărbătoarea a fost introdusă la Roma de Papa Gelasiu în anul 494. Întâmpinarea Domnului sau aducerea lui spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca îndatorirea mamelor de a aduce pruncii la biserică la 40 de zile după naștere pentru molifta de curățire a lor și închinarea pruncilor la Sfintele Icoane. Mama care a născut vine în biserică și, în numele familiei, aduce pe nou născut ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l la altar. Întâmpinarea Domnului este pe 2 februarie, o sărbătoare în care Mântuitorul Hristos este adus la templu de către familia sfântă și înaintea ușilor templului, la poarta templului, este întâmpinat de un bătrân numit dreptul Simeon, care îl ia în brațe pe Mântuitorul Hristos, pe pruncul Hristos, că urma să fie botezat la 40 de zile, de aceea avem și noi această obligație de a aduce copilul la templu, la biserică, pentru a fi botezat numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, dreptul Simeon rostește și o rugăciune frumoasă, văzându-l pe Hristos. Era un bărbat, era un om care... Este și o istorioară despre el care trebuie să o spunem, nu primise moartea până la o vârstă foarte înaintată, 380 de ani avea și din pricina faptului că s-a îndoit de dumnezeirea fiului, că să-l va vedea și mai ales de fecioria Maicii Domnului, el citind Biblia, a ajuns la Isaia, capitolul 7, în care spune versetul 14, că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu. El se îndoia în inima lui de acest cuvânt și ștergea tot timpul fecioara, pentru că nu și explica cum o fecioară poate să rămână însărcinată și în loc de fecioară punea femeia. Iar Îngerul Domnului noaptea corecta acest lucru pentru că era foarte corect și înaintea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu nu lasă lucrurile la întâmplare și să fie corectate de către mâna omului, iată venea seara și ștergea cu litere dumnezeiești, scria Fecioara. Iată Fecioara va lua în pântece. 3 zile s-a întâmplat lucrul acesta, el dimineața trezindu-se credea că e o farsă, așa, unuia dintre camarazi, a unuia dintre prieteni, care îi ștergea și corecta în loc de fecioară, scria femeia. Și atunci îi se arată Arhanghel Gavril, spunându-i că pentru că te-ai îndoit de fecioria Maicii Domnului, că este pururea fecioară, iată, nu vei muri până ce nu vei vedea și vei lua în brațe pe Mântuitorul Hristos. De aceea, el așteaptă ca semn de izbăvire pe Mântuitorul la porțile templului, înainte de a fi botezat și primește pe Hristos în brațe, spunând această frumoasă rugăciune care mi-aduc aminte, spune, slobozește, acum slobozește, stăpâne, pe robul tău în pace, după cuvântul tău, căci văzură ochii mei mântuirea ta, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău celui binecredincios. Amin. În credința populară, ziua de 2 februarie este cunoscută sub denumirea de ziua ursului. Copiii erau unși cu grăsime de urs, deoarece, prin această practică, se credea că puterea animalului era transferată asupra copiilor. Se consideră că în această zi, anotimpul rece se confruntă cu cel cald, sărbătoarea fiind un reper pentru prevederea timpului calendaristic. Se crede că dacă în această zi este soare, ursul iese din bârloc și, văzându-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind astfel prelungirea iernii cu încă 6 săptămâni. Dimpotrivă, dacă în această zi cerul este înnorat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară, prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii.